Bună dimineața, domnilor și domnilor! 11 octombrie 2012, mă numesc Sorin Bolache Olsită, vom face o analiză tehnică daily, în primul rând calendarul economic. Un calendar economic care pare să fie ceva mai bogat ca cel de ieri și observăm că azi dimineață la ora 3:30, ora României, am avut employment change-ul pe Australia cu o creștere de la minus 9,1 la 14,5, cu mult peste prognoza așteptată. În schimb, rata șomajului a crescut de la 5,1 la 5,4, cu mult peste prognoza așteptată de asemenea. Astăzi, toată ziua, avem întâlnirea grupului celor 7 țări mari industrializate, G7-le, după care, ca repere orare, în cursul dimineții nu prea avem știri pe zona euro. În schimb, avem un speech la ora 10:30 al membrului FOMC Allen. La ora 11 vom avea ECB Monthly Bulletin și la ora 15:30 trade balance-ul pe zona Canada, trade balance-ul pe Statele Unite și cererile de șomaj pe Statele Unite. Azi fiind joi, este indicele care apare săptămânal, cu, se pare, o creștere la 367 la 368. Asemenea, speech-uri, iar la ora 17, Stein, membru FOMC, speech. La ora 18, crude oil inventories și o licitație de bonduri cu termen la 30 de ani pe Statele Unite. Cam asta este calendarul economic și vom trece la principalele produse, și anume SP500. Iată SP500, presiune de sell pe pivotul de la 1440, probabilitatea de trade devine mai ridicată de short. Va trebui să fim atenți, o trecere sub 1426, după părerea mea, va declanșa short-ul, deci o schimbare în sentimentul pieții pe SP500. Probabilitate de trade sell, dar nu putem să scoatem din atenția noastră și o eventuală situație de sideways. Să observați două high-uri, două low-uri cam la același nivel, încă nu avem swing-ul creat, dar încă o dată, având un lower high, probabilitatea mai mare este short. Dow Jones, de asemenea, presiune sell s-a întors pe pivotul la 13.300. Suntem într-o situație deocamdată de higher high, lower low, deci s-ar presupune mai degrabă o consolidare deasupra lui 13.300. Trebuie să ținem cont însă de această bară puternică, care indică o probabilitate mai ridicată de breakout la 13.300 decât de revenire a SP500 în partea superioară. De asemenea, și aici nu putem scoate din joc scenariul unei eventuale consolidări între 13.600 60 și 13.300. Rămânem totuși în cursul zilei de astăzi, sau cel puțin la începutul acestei zile de trade, pe ideea de short, cu probabilitate mai ridicată de short. Petrolul, de asemenea, după cum vedeți, o bară cu aspect mai mult bearish, bara daily de ieri, totuși, atenție, are un aspect de pin bar. Are un aspect de pin bar, s-a oprit în suportul de la, mă scuzați, nu e petrolul, am greșit indexul, scuzele mele, se mai întâmplă, dimineața mă trezesc pe părți, trezește ochiul drept, ochiul stâng și ulterior restul. Aici este aurul, mă scuzați, o să facem, punem imediat petrolul. Ok, petrolul. Iată, am sesizat acest lucru pentru că mă uit pe două platforme, fac o comparație între ceea ce văd pe această platformă și pe cea de-a doua platformă și încerc să văd dacă sunt cumva diferențe. Nu. Iată bara bearish de care vă spuneam pe petrol, respingere din pivotul de la 93,80, probabilitate de trade de asemenea short, deși structura este o structură de higher high, higher low pe cele trei bare. Respingerea foarte puternică mă face să înclin probabilitatea spre short și iată, după câteva zile de desincronizare între indii și petrol, avem o sincronizare în mișcarea lor și ar avea șanse să revină cel puțin pe zona de la 90, dacă nu poate și mai jos la 88,50. Deci probabilitatea de trade, după părerea mea, pe petrol este short. În condițiile acestea, indexul dolarului
pare să înregistreze și nu pare, chiar asta și face o întărire, avem o bară bullish, un nou high, iată, deja suntem în structură de higher high, higher low, e adevărat, nu avem swing-ul creat, dar în astfel de condiții probabilitatea de trade este long și ne așteptăm ca indexul dolarului să se miște într-o corecție, poate până la 81,33 într-o primă fază. Deci mergem pe probabilitate de trade long pe indexul dolarului. Nikkei. Deși Shirakawa a avut o grămadă de speech-uri, iată că Nikkei își continuă acel trend short de care spuneam în cursul zilei de ieri, în analiza tehnică de ieri, a spart suportul de la 86,72 și continuă deprecierea cu targetare, după părerea mea, spre zona de la 8370, probabilitate de trade short. Indexul futures al ienului rămâne în consolidare într-o zonă sub rezistența de la 12,80. Deocamdată stand-by pe indexul futures al ienului. Indexul futures al francului elvețian. Am avut o bară bearish vineri. Pardon, am avut o bară bearish alaltări. Iată că ieri avem o bară de indecizie. Un inside bar, după părerea mea, undeva deasupra pivotului de la 1.058, rămâne să vedem dacă astăzi va reuși să facă o bară trigger la acest inside bar, o bară trigger care ar putea să fie o bară long, care să trimită prețul înapoi în partea superioară, sau o bară short care să spargă acest pivot. Deocamdată stand-by pe indexul futures al francului elvețian și în sfârșit venim la gold, pe care eu îl confundasem ca index cu petrolul. Iată corecția, un destul de interesant pe aur după ce a făcut un nou high la 1797. Am avut câteva zile de cădere. Ieri a făcut un baby pin bar, după cum vedeți, pe suportul de la 1758. S-ar putea ca această corecție să aibă probleme aici la 1758. După părerea mea, cea mai bună zonă de finalizare a corecției ar trebui să fie 1700. Ca probabilitate de trade datorită acestei structuri ușoare de downtrend, de lower high, lower low, rămâne short-ul, dar nu exclud faptul unei posibile reveniri în uptrend pe gold în cursul zilei de astăzi. Un target eventual pentru continuarea short-ului este 1740. Și acum mergem pe principalele perechi valutare, să vedem ce mișcări au înregistrat în cursul zilei de ieri și să ne facem o idee cam ce am putea tranzacționa în cursul zilei de astăzi. Iată că suportul pe EURUSD de la 1.28 a rezistat, deși, după cum vedeți, bara zilei de ieri constituie o bară care a reușit să facă o nouă minimă, deci un lower high, lower low, deci rămâne în structură bearish în continuare. Rămâne să vedem dacă va reuși să spargă acest 1.2800 și să-și continue trendul descendent spre 1.26770. Deocamdată aș spune eu stand-by pe euro, nu este foarte ok de tranzacționat. Și rămâne să vedem dacă reușește să facă un breakout la 2800. Dacă reușește să facă acest breakout la zona de la 2800, 2816, atunci și va reuși să facă o minimă sub acest 2800, atunci vom fi într-o structură de lower high, lower low și pe swing-uri și putem marșa pe un eventual short. Rămâne să vedem reacția. Standby pe EURUSD. GBP-USD. GBP-USD, iată că suportul de la 1.15940, acel pivot de la 1.15940 de care vorbeam, rezistă. Bară de indecizie în cursul zilei de ieri, o bară de indecizie care ne dă un semnal de așteptare. Așteptăm să vedem o reacție mai concretă în această zonă la GBP-USD. Stand-by și pe GBP-USD. De altfel, ziua de ieri a fost o zi ultra super. La ce calendar economic a avut
trebuia să ne așteptăm. USD-ul nu rămâne ancorat sau, dacă vreți, rămâne deasupra suportului la 78. Nu ne dă niciun indiciu cam ce ar vrea să facă. E adevărat că pare să fie o presiune de sell. Rămânem în stand-by și pe USD-ul. USD-CHF, de altfel, nu prea avem foarte multe comentarii pe produsele valutare. Iată, forfecare în jurul 0.94, bară de indecizie, spune inside bar, standby. Rămâne să vedem dacă reușește să facă un breakout la 94.34, atunci probabilitatea devine de long. Dacă vom avea o revenire sub 94 pe o structură graficului de oră în lower high, lower low, atunci vom avea o revenire în downtrend cu targetare într-o primă fază spre 93.24. USD CAD. Canadianul revine la pivotul de la 98.57-98.60. Rămâne să vedem dacă reușește să facă un higher high peste 98.80. Atunci vom vedea o continuare a acestui trend up spre zona. Și aici mă refer la 0.99.30. Deocamdată standby, bara nu este foarte edificatoare, bara daily. Australianul SD. Australianul SD-ul, de asemenea, a avut tot o tendință ascendentă pe o ușoară corecție, continuând structura barilor de higher high, higher low, dar atenție, ne apropiem de o rezistență, și anume rezistența de la 1.0275. Dacă reușește să facă un break la această rezistență, ulterior probabil va targeta 1.0323. Ca probabilitate de trade, ar putea fi longul, dar aș prefera să spun standby, pentru că această structură de bare chiar nu mă mulțumește deloc. NZD-USD. NZD-USD rămâne într-o situație de consolidare undeva pe 81.70. Și aici e de urmărit dacă reușește să spargă zona de la 81.44, probabil își va în trendul descendent. Dacă nu, va trebui să așteptăm o eventuală trecere peste zona de la 82.61 pentru o targetare ulterioară spre 83.50. Dragii mei, cam aceasta este analiza tehnică daily de astăzi. Nu avem niște situații foarte concrete de trade. Va fi probabil o zi de standby sau de urmărire a unor oportunități intraday în cursul zilei acesteia. Vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim cu o analiză tehnică daily mâine dimineață. La revedere, doamnelor și domnilor!